Bongia și bună dimineața pentru ultima dată de aici din insula Madeira. Astăzi ne-am trezit de dimineață, ne-am făcut bagajele, urmează să mergem spre aeroport, vom preda mașina și plecăm mai departe spre următoarea destinație și anume insulele Azore. O să avem și acolo câteva zile de explorat aceste insule. Hai să vedem cum decurge călătoria de astăzi. Gata, am plecat de la cazare, mergem spre aeroport. Mai trebuie să ne oprim pe drum numai să facem plinul la mașină. O să facem pe drum și un calcul cam cât am cheltuit în Madeira. Am făcut plinul la mașină. A doua oară am plătit 27 de euro. În total am consumat benzină de... Mai știți? O dată 27 și o dată 32 sau 33, ceva de genul, nu? 60 de euro. 60 de euro. Cam atâta am consumat benzină, am făcut turul insulei și într-un sens și în altul aproape complet. Am mers foarte mult pe insulă, dar insula e micuță. Drumurile sunt întortocheate și foarte virajate. De asta faci mulți kilometri, dar insula e micuță, nu stai mult în trafic. Alte cheltuieli de metri, la sensul giratoriu. În general, mie personal, insula Madeira nu mi s-a părut foarte scumpă. Cel puțin nu scumpă cum mă așteptam, că de asta nici n-am stat prea mult aici. Bine, așa au fost și zborurile ieftine, dar nici nu vreau să stau prea mult pentru că eu m-am speriat de prețurile pe care le citeam pe net. Ei bine, noi ne-am descurcat cu cazarea la 500 și ceva de lei pe noapte, 4 persoane. Cu mașina iar a fost ok. Unde trebuie să ies? Pe aici, nu? Da. Am închiriat mașină, mașina a fost 240 de euro pe câte zile? 5 zile asta, nu? 4 zile, fără să plătim garanție. Iar mâncare... cam de 55 de euro pe zi am cumpărat din supermarket. N-am mâncat la restaurante, da, dacă mâncam la restaurante, clar, nu ne încadram în bugetul ăsta. Da, fiecare și-a cumpărat ce a vrut, a mâncat ce a vrut, plus vin în fiecare zi. Chiar cu figuri. Chiar cu figuri. A fost ok, da, noi suntem foarte confortabili cu stilul ăsta de călătorie, la unii ce poate mai? Nu le place. Nu ținem neapărat să mâncăm la restaurant. Vă dați seama, dacă mâncam la restaurant, doar o masă de persoane era undeva 15-20 de euro din ce am văzut noi prin meniu. Așa am ieșit foarte bine și cu mâncarea. Iar ca obiective de vizitat, am vizitat cam tot ce am vrut noi să vizităm. Bineînțeles că mai erau foarte multe locuri interesante. Da, asta e. Nu poți să vizitezi chiar tot în 4 zile sau cât am stat noi, zile pline. Vouă ce v-a plăcut? Sau ce nu v-a plăcut aici? Tot ne-a plăcut. A fost foarte frumos. O insulă verde, o insulă faină. Mai puțin temperatura, cam frig. Da, la asta niciunul dintre noi nu ne așteptam. Știam că e insula veșnicei primăveri, dar parcă primăvara vrea să fie un pic mai caldă. A fost cam rece și cam umed. A plouat cam în fiecare zi. Și temperatura e 15 grade, cam așa. Da, 15 grade. Eu am stat cu geacă și cu izmene, dacă aveam un luam. Da. Izmene, gipor, un luam. Da, prețurile. E un contrast foarte mare. Nu că nu a fost chiar frig, dar nu ne așteptam. Așa. Nu ne așteptam, da. Și contrastul foarte mare între oceanul albastru infinit, și deci frig. Clar trebuie să fie cald și mirosul este de munte, de conifere. Da. Și era o discrepanță foarte mare, dar superb, foarte frumos. Ma, insula Madeira înseamnă lemn. Madeira înseamnă lemn. Aici sunt păduri seculare de lemn. Conquistadorul l-a tăiat pe foarte multe păduri ca să facă teren cultivat. Să mănânce carne de porc, bineînțeles.
Oricum, puține locuri sunt de cultivat, pentru că relieful e unul foarte abrupt și muntos, dar da, oamenii au făcut, au terasat, au pus ceea ce crește aici, am văzut foarte multe culturi de bananier. Sunt și câteva platouri înalte, am și filmat pe acolo. Multe vaci. Cam asta e insula Madeira. Prețurile supermarketul sunt ca la noi. Cam ca la noi, da. Un leu, carnea de porc, tot așa. Mie carnea de porc și de vită mi s-a părut mai ieftină ca la noi, nu știu cum să zic. Da. Era mai ieftină. Da. Pâinea 5 lei. Ca la noi. Da. Roșiile 8 lei. Păi da, s-a dus. La noi 20. La noi s-a dus de pe, aici s-a dus de pe continent, probabil. N-am văzut niciun de sere sau... Da, mai ieftin ca la noi, că aici e 8 lei. Da. Și la noi nu e adusă de pe continente. Continenci. La noi e adusă din Turcia. Da. Mie nu-mi place tuna fish. La da. Unii dintre noi nu le place tonul. Mie mi-a plăcut enorm la pe grătar. Chiftele cu sos de roșii, dacă altfel nu. Da, adică fiecare... Adică tuna fish este un fel de... Porcul gimari. Gusturile nu se discută, de asta fiecare a mâncat ce a vrut. Eu mi-am făcut fasole, de fapt nu eu mi-am făcut, eu am vrut fasole și mi-au făcut ei aseară fasole cu ciolan. Extraordinar de bune. Avem un gurmand printre noi, unul singur, foarte gurmand, restul mai gurmeți așa. Am intrat din nou în tunel. Da, mergem spre aeroport, schimbăm insula, hai să vedem cum arată și insulele Azore. Am ajuns în aeroport, așteptăm să vină omul să predăm mașina, după aia o să trecem de controle și pierdem vremea pe aici. Poate o să prindem o aterizare spectaculoasă, pentru că, v-am zis, am văzut din avion cum se aterizează aici și da, într-adevăr e foarte spectaculos. Avioanele vin pe deasupra mării și fac o buclă la foarte joasă altitudine. Și după aia intră și aterizează pe pistă. E foarte impresionantă această aterizare. Am predat mașinuța, totul în regulă. Chiar vă recomand compania asta de închirieri dacă ajungeți pe aici. Totul a fost foarte simplu, oamenii foarte faini. Totul s-a făcut online, nu hârțogărie multă, nu nimic. Plus că am plătit acea asigurare suplimentară și n-am lăsat niciun fel de garanție, ceea ce e important. Cel puțin pentru mine, să las 1000 de euro garanție pentru 2-3 săptămâni, nu-i treabă, că n-am de unde. Trebuie să bem toate colele pe care le-am luat și apele. Nu, da, apă nouă. Că ni le aruncă. Am vrut să beau și o apă Atlantida. Și acum nu mă lasă cu ea în aeroport, trebuie să beau tot acum. Și mai cola de, trebuie să bei și am de băut așa. 10 litri de apă. Apa Atlantida, Carvalhos, cola. Cola. Și mai am mare și Ramona. Bem tot acum, după aia intrăm. Da. O băut gelul, 5 litri de cola s-a umflat. Acum intrăm în aeroport. Mai pot, gelule? Acum scap orb. Am intrat în aeroport, mergem să trecem de toate controlele și așteptăm să ne vină avionul de Azore. O să mergem direct înspre porțile de îmbarcare. Mai stăm pe acolo până ne vine avionul. Mai bem o cafeluță, mai ne uităm la avioane. O tură prin duty free-ul de aici din aeroport. Da, am gustat și vinurile de Madeira, dar noi tot la vinurile de Porto rămânem. Văd că și oamenii ăștia fac salam de biscuiți. Arată exact ca al nostru. Băutură specifică de aici, poncea. Am gustat-o și noi. E bună, dar nu prea suntem noi fani. Foarte interesant că aici poți să ieși afară și să vezi avioanele. Ups.
Să vezi avioanele cum aterizează. Interesant e faptul că noi când am venit am făcut o buclă și după aia am aterizat. De dimineață am văzut că avioanele aterizează din partea asta la altă, invers față de cum am aterizat noi. Nu știu din ce cauză. Exact acum ne aterizează avionul nostru. Cu ăsta vom zbura noi înspre Azore, Azore Airlines. Gata, ne îmbarcăm spre Ponta Delgada Azores. Pentru zborul ăsta am plătit aproximativ 80 de euro de persoană. Vom zbura cu un A321, ceea ce e foarte bine. Credeam că e un avion de la micuț, nu prea era ok să zburăm deasupra Atlanticului, dar cu ăsta e ok. Mă simt mult mai în siguranță. Aici, în avionul ăsta, cântă păsărelele. Faină idee! Radar că a dat o tură și gata. A trecut de pistă. Ai. Gata, am aterizat cu ceva scuturături, dar e ok. Decolat, nu am aterizat. Ăla e aeroportul de unde am decolat. Acolo în față e orașul Funchal. A fost un zbor de o oră 40 de minute. Aterizăm imediat în Ponta Delgada Azore. Ladies and gentlemen, we will be landing in Ponta Delgada in a few moments. We remind you that large electronic devices like light bulbs must be checked. Am aterizat în Azore, din nou în mijlocul oceanului Atlantic, pe o insulă pierdută pe aici,
Hai să vedem cum arată și insula asta din avion. Arăta extraordinar de bine, extraordinar de verde. Din nou avem mașină închiriată și aici. Hai să vedem cum o luăm în primire. Am ieșit din aeroport. Mergem spre zona unde ar trebui să vină să preluăm mașina. Aceeași vreme e și aici, la fel de răcoare, înnorat. Cred că aici o să avem un Fiat. Am preluat mașina, destul de simplu a fost și aici, prețul cam la fel cu dincolo, doar că aici o să stăm mai multe zile. Mergem spre cazare, cazare din nou Airbnb. Hai să vedem unde am nimerit de data asta. Primele imagini de pe insula San Miguel din Azore, pentru că noi aici o să ne petrecem zilele următoare. E foarte diferită la prima vedere față de Madeira. Madeira mult mai stâncoasă, aici mai deluroasă. Cred că am văzut un con vulcanic acolo undeva. Vom explora zilele următoare toată insula, bineînțeles. Mergem din nou înspre partea nordică a insulei, pentru că din nou acolo am ales noi să stăm. Hai să vedem cum arată. Încă vreo 10 minute până la cazare. Am parcat un pic aici. Asta e mașina pe care am închiriat-o. O mașină mai mare decât cea din Madeira. Fiat Tipo. Înainte de a merge la cazare, mergem un pic la plimbare, pentru că am ajuns un pic prea repede. Mergem să vedem oceanul. Mai avem de stat vreo jumătate de oră până când putem face check-in. Așa că mergem un pic pe aici. Bate vântul și aici. E rece. Da, măcar mergem să vedem oceanul. Puteam intra cu mașina până aici. Da, cred că numai atât ai. Hai să vedem măcar oceanul. Da, din nou piscine naturale. Da, deja știm că apa e rece în ele. Cam aceeași treabă cu cele din Madeira. Gata, ne-am cazat. Un apartament foarte mare, foarte spațios. Suntem mulțumiți. Cam așa arată. Un living imens cu bucătărie utilată. Cănuța gelului. Da. Și a mea? Aici. Eu n-am. Mi-e întrebe trocă. E bună și aia, cam mică, dar e bună. Noi suntem la bar, vă dau imediat. O să bem vino di Porto. Vino di Porto. Aici, peței cu lapte, îți fac de seară. Peței cu lapte. Gazda ne-a așteptat cu niște produse, ceva suc local de portocale, ceva lapte, biscuiței. Vezi, lapte di Atlantic. Lapte di vac. Ce îți fac acum, peței cu lapte? Vrei? Aici e dormitorul nostru, ăsta e al nostru, ăsta e al celorlalți, iar aici e baia, baie mare, spațioasă, curată, prosoape avem, mașina de spălat, zăvor de cetate, uite aici, zăvor de cetate, mare, cheie. Da, suntem mulțumiți, încântați. Tot la fel, aproximativ 500 și ceva de lei am plătit și aici pe noapte pentru cazarea asta. Astăzi nu facem mare lucru, suntem obosiți, nu știu de ce. Că n-am făcut cine știe ce, doar ne-am trezit, am zburat 2 ore, nici atât, și am ajuns aici. Dar cred că din cauza norilor groși de ploaie care se apropie, de aia suntem așa de obosiți. Ai un somn de nu mai putem.
Mergem la cumpărături. Am întrebat gazda, este un supermarket aici aproape. Facem cumpărături și astăzi relax, un vinuleț, o berică, vedem noi ceva în papa și som. De mâine încolo explorăm insula. Deci aseară am căzut cu toții lați, efectiv, nu știu de la ce. Am fost atât de obosiți. Nici încheiere la vlog n-am mai apucat să fac, pentru că m-am pus în pat și am dormit până acum. Acum e dimineață, așa că fac acum încheierea vlogului de ieri. Vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Astăzi urmează să explorăm insula. Va fi prima zi în care mergem pe insulă să vedem ce descoperim pe aici. Dar până atunci, eu vă spun la revedere.